prună Loredana Adriana, în vârstă de 29 de ani, a plecat în ziua de 22 ianuarie, ora 16, de acasă și până în prezent nu s-a mai întors. Familia a cerut ajutorul polițiștilor, iar la fața locului s-a deplasat echipa operativă din cadrul Poliției Municipiului Câmpul Lung. În urma cercetărilor efectuate, a rezultat faptul că, în data de 22 ianuarie 2013, Loredana a plecat din municipiul Câmpul Lung, spunându-i mame sale că pleacă în comuna Miclești, județul Vaslui, la fostul concubin. Aceștia au împreună un copil în vârstă de 1 an și 5 luni care se află în grija tatălui. Tânăra nu a mai ajuns însă la destinație. Totodată s-a mai stabilit că femeia nu a mai luat legătura cu familia, iar din verificările efectuate la postul de poliție Miclești, județul Vaslui, precum și în rândul rudelor, prietenilor sau cunoștințelor acesteia, nu s-a reușit obținerea de date sau informații care să conducă la găsirea acesteia. Semnalmente 1,60 m, 1,65 m înălțime, față rotundă, ten alb, ochi căprui, aproximativ 70 de kg, păr ondulat culoare negru, lungime medie. La data plecării era îmbrăcată cu blugi de culoare albastru, bluză neagră cu dungi orizontale, geacă scurtă, imitație piele de culoare maro deschis cu glugă de lână și ghetă de culoare gri închis cu șireturi. Persoanele care pot da informații despre dispărută sunt rugate să apeleze numărul de urgență 112 sau să înștiințeze cel mai apropiat sediu de poliție.